Evenimentele găzduite de Biblioteca Județeană Ion Minulescu au fost deschise de simpozionul 1 decembrie 1918 și lansarea volumului Studii slătinene. Cu această ocazie, elevii prezenți în sala de lectură au avut parte de o lecție de istorie altfel, oferită de profesorul Ion Ivașcu, istoricul Aurelia Grosu și directorul Direcției Județene a Arhivelor Naționale, Bogdan Bădițoiu. Foarte important este că nu voi încerca să vorbesc doar despre evenimentele de atunci, ci voi aduce în fața tuturor documente de epocă. Este vorba de documente scrise, dar și fotografii, imagini elocvente a ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă. Acest lucru cred eu că este foarte important pentru a sensibiliza, pentru a vedea că trecutul a rămas, este viu și vine în fața noastră, ne reamintește ceea ce s-a întâmplat și ceea ce a avut de suportat poporul român. Privesc cu încredere spre viitor, îmi dau seama că nimic nu poate despărți acest popor și că va veni o altă ziua când românii vor fi într-adevăr uniți, fără să existe o dezbinare care, din păcate, din nefericire pentru noi, cei maturi, o vedem astăzi în societatea românescă. O oră mai târziu, sala de expoziție a bibliotecii s-a dovedit neîncăpătoare pentru toți prietenii profesorului Mihai Petrescu. Acestora le-a oferit în dar volumul Zâmbete amare. Am adus o carte de scurte povestiri, hazlii, evenimente petrecute în sat, pe care le-am trăit eu, pe care le-am auzit povestite de părinți, de oamenii mai în vârstă ai satului. Se numește Zâmbete amare. Totodată a fost vernisată și expoziția de grafică și pictură între prieteni Nicolae Predescu, George Vlaicu, George și Felicia Păunescu, Cristi și Monica Dincă, Alexandru Pascu și Ovidiu Bărbulescu sunt pictorii care au organizat această expoziție în cinstea unui prieten drag, Puiu, așa cum îi spune ei profesorului. Am fi aproape unui prieten, de altfel, e un lucru deosebit și are un merit deosebit Puiu Petrescu, pentru că acum câțiva ani a inițiat și a organizat muzeul și pinacoteca Sabin Bălașa de la Dobriceni. Și noi am fost alături de el și atunci și am venit la aceste întâlniri organizate, aceste tabere de creație plastică din fiecare an și fiecare dintre noi am dat tablouri care fac parte din pinacoteca Sabin Bălașa de la Dobriceni. Tot ieri a avut loc și lansarea volumului Printre vii și morți, semnat C.V. Duțulescu.